Bună dimineața, dragi oameni buni, și ce o să facă lumină, având în vedere că eu zic lucrurile jos. În episodul de astăzi, mare, vreau să vă spun că... Bă, dar mâncat draie, bă, du-te, bă, de aici încolo, bă, parcă ești... Bă, dar mâncat draie, bă, am chiar o rumbeală, una la mână, să vă spun. Ce înseamnă aia chiar o rumbeală? Ești rupt în gură. Aia înseamnă că e o rumbeală. Doi la mână rupse programul să-l bată, mama. Tot din cauza că am că e o rumbeală. Hai că vă arăt, vă demonstrez imediat. Hai. Învărte invers. Mor. Nu, mă, nu se vede că am chiar un bel la o poștă. Dau 5 manevre, dau cu spatele. Doar șoferii de tir știu senzația aia când ai chiar un bel. Când ai chiar un bel, dai cu spatele și că dai cu... Și că ai două picioare sunt să mă bată mama. Astăzi discutăm problema cu programul rupt. Rupse programul azi dimineață, bă, băiete, bă. Mă luai cu un vlog. N-am dormit azi noapte mare lucru din cauza faptului că... Bă, nici nu mi-am dat seama, mă, că eu n-am pauză de 9 ore. Nici nu mi-am dat seama, măcar, fiți atent aici. Așa-s pomelnicele. Așa-s pomelnicele, boys! Aude-le! Am să pun unul pe ureche, unul pe ureche, așa, aude. Aude, asta. Când ai chiar o rombeală, bă, tu e șantăr, ăsta e șantăr, că m-am pus trăgea să fac un șant pe cei prin curte. Și întrebe, bă, n-avem șantăr? Nu, n-avem șantăr. Dacă tu ești șantăr și ești la cafea și doar la bască și eu mut la remorci prin curte, eu o să mă bată mama dacă nu mă lupt cu voi. Mă lupt cu voi, bă, nebunilor! Mă lupt cu cine mă lupt, da? Să luptă și el dacă e haică. Faceți, bă, ce vreți cu mine, că nu mă lupt cu nimeni, o veți, vei treaba voastră. Lăsați-mă în viața mea. Ieri, ce am făcut? Ba, alaltă, stai de azi. Am făcut mult ieri. Deci fii atent aici, ieri am făcut în felul următor. Am scos cardul la 18:31 din tahograf. 18:31, ora UTC. Asta înseamnă la 7:31. Înțelegi? Să ții cont de ora UTC în viață dacă vrei să ajungi bine. Da. Bun. Astea de murit. 7:30 am scos cardul. Și am văzut dimineața asta star la 4, ora UTC 3. Nu calculai, vă, să văd și eu dacă mi-a să pauză de 9 ore între timpul ăla. Înțelegi? Ce-i drept, dar nu stai pe la vreo 4 și vreo 3-4 minute pe ci așa. Nu băgai cardul în camion, nu făcui nimica, nu descărcai cardul, nu nimica. Ora 3 UTC 4, înțeles să răzvoi? Și nu calculai să văd dacă eu cum am scos cardul aseară la 7:30, era 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. 4:30. Ora UTC 3:30. Înțelegi? Bântui pe cipi în curte, dădui drumul la un vlog, să nu se timp, să nu se vreme și băgai cardul în aparat exact când început să facă ciocănele. Unde este, mă? Când începu, mă? La și 27, la și 37 intră în condus. La și 27 intră aparatul, la 3, ora UTC, 3:27 intră cardul în aparat. 4:27, fără 3 minute nu făcui pauză de 9 ore. Fără 3 minute nu făcui pauză și 27, da. Pentru că băgai eu și la și 27 cardul. Fără 3 minute nu făcui pauză de 9 ore, ue! Mă bag în pușcărie să mă bată mama, ce-l face ăștia cu mine, u? Deci eu am făcut 3 ore pauză. Nu mai bag capul, mă. Nu mai bag capul, mă, nu mai bag capul, ele amenzi, programe. Bă, și mă mirai azi dimineața, zic, bă, de ce nu faci asta, uite? Audești tu, daily pauză, că se fac pauză de 9 ore, aia spune. Mă, și mirea azi dimineață, zic, bă, mă, să mă batăm. Ce are, mă, de nu face condus? După aia eu să am cu timpul, că la ăsta scade timpul de conducere. Îți arată 4:30 când ai 4:30 de condus și pe măsură te apropii ca să faci pauză, scade. Nu crește cum era altele. Că au făcut ăștia fel ce vede tahograf. Ha. Mă, printr-o parcare și când mă uitai, zic, uite, mă, și tu. Mai băgai și date manuale, ei, cu star la 4. Ha. Mă, da seama, băi, date manuale cu intrare cu star la 4, adică... Scrise eu pe car că începui la 4, de practic eu am vreo 8 ore de pauză. În momentul de față. 8 ore de pauză, Mă, tu ești șantăr?
You're right, Paul. Do you shunting today? Huh? Are you working today? You are still here? Huh? You didn't leave? I'm coming for an assessment. For assessment? Here? You came back now? I left. You didn't left? Alright. So, you're gonna do my job because they told me to do some job? No. So you... Told me if this guy wasn't in for quarter past eight, I'm going home. I'm assessing a new driver. You assess a new driver? Oh, you don't do a shunting? No. Alright. So I supposed to move some trailer. How can I open that bay? Which bay? One of this bay supposed to have an empty trailer inside there. Right. So I supposed to get it out and pick up another one from the yard and put it in there. You're not taking a full one out? No. Told me from the office to pick up one empty from here, from some bay, drop it in the yard and picking up this one from the yard and put it in the bay. You take that full one out. Full one? Yeah. Which one is this? 33. Bay 3? Rather than take an empty one out, to put another one in, take that full one out. Alright. Ia uite vă și tu vă, uite vă. Asta a venit numai și așa o țurișică ca să facă un assessment și pleacă acasă. So it's full. Yeah, check that one out. Are you check sure? That one out and put that 2065 in. All right. GoPro stop recording. Nu prea văd cum intrai sub ăsta. Nu prea văd cum intrai sub ăsta, uite. Da, e bine, a? Da, e bine. Că o telecomandă. Bă, deci întrebarea este acum câtă amendă iau? Aia e întrebarea. Pentru efectuarea unei pauze de 9 ore pe care o scrisei pe spatele bunului, nu știu dacă... Hai! Nici măcar un salut, futul salutul, mă, tii să-ți fut. Nu te-a învățat, mumă, ta, să saluți. Bă, lumea e disperată, bă. Omul veni de acasă ca să dea assessment cuiva că s-a angajat cineva la ei pe contract, știi? Înțelegi? Lumea e disperată de joburi, bă. S-a angajat pe contract și cei care nu s-au angajat niciodată pe contract, bă. Eu rezist! Rezist, nu mă angajez! Nu vreau să mă angajez! Șofer cu plas, o viață întreagă ai fost coxuț și ai fost puțin drăguț și șantar ai fost și... Bă, jobul la urma urmei, ca să vă spun, jobul la urmei e la fel. Nu contează că lucrezi pentru companie, că lucrezi pentru agenție, că lucrezi pentru aia, că lucrezi pentru aia. Este la fel. Important e banii. Banii este important. Înțelegi? În cel mai rău caz în care aș putea să ajung, să semnez. Dar nu semnez, nu mă las, că mai bine mă duc. Am sunat Spasable la muncă decât să semnez. Mai bine mă duc așa, nu plătesc overtime, nu plătesc nimic.
Trebuie să fii puțin disperat ca să semnezi cu ei, mi se pare mie. Și acum, învârtește, 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 dai, 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 dai. Vrește cu dreapta, dai, dai cu dreapta, dai cu stânga. Voi credeți că semnezi pe companie, îmi bagă care va remurca în locul meu aici. O pune la zantă. O pune la zantă. Bata mama, ce le are regele King, mama, ia tu. Uite aici cum o bagă regele King, bă, incredibil, bă, băiete, bă. Uite-te, bă, uite-te, bă, murim. Bun. Bă, cât amendă eu luat, bă? Faci azi de năcaz, hai. Dar să vezi tu cât amendă ai luat. Bata mama, cât amendă eu luat, bă, mă întreb. A trecut prin așa ceva? O pauză neexecutată, cât amendă mi-a dat ăștia? Dar am bonuri schizei pe ele pe spate când am început pauza, din punctul meu de vedere. Să vede că am condus un camion ieri, unul astăzi, diferite, știi? Sunt băiat drăguț, fac shunting, uite, la patron lucrez. Mut remorși prin curte, mut una, iau alta. Iau încă una, iau încă alta și tot așa fac. Îmi duc viața la urină de unul singur. Uite, mă, ce putere are el. Uite, mă. Mamă, să mă bată, mă. Nu, fii cu minte, că te muși fără cap tractor. Fiți cu minți, nu scăpați în mâna mea. Nu scăpați în mâna mea. Trebuie cafea, nu mai beau. Audici. Frumos, nu? Băi, când mai beau cafea, sunt în alt om. Sunt alt om, bă. Bine, sala aș pune cuvântul. În ceea ce prezintă starea mea de spirit. Aude cum o parcaj, măi, nebunule. De n-ai loc să te deșgheauri. Auzi, să te deșgheauri, bă. Deșgheauri, auzi. Hai, odată, obosit, bă. Am putere multă, dar am scade repede. Ce remorcă? 265 ăsta. Să-l pun într-o rampă. După aceea se opreme. Haide. Nu intri în viteză, hai. Tragi, mă, din gură, mă. Faci figuri. 265. Unde-i, bă? 265. Unde ești, bă, nebunul? Unde ești, fă? 265 aici. Aici e 265. Bun, o chită. Lovește-o. Băi, luam o amendă 2-300 de lire. Nu mă oprește nimeni, bă. Nu m-a oprit în 5 ani, nu mă oprește nimeni, că conduc drăguț pe autostradă. Îmi văd de drumul meu în viață. Văd de viața mea. Auzi cum intră. Vap! Păi duc cam tare acum, da. Bine că a fost capul legat, dacă îl pierdeam. Înțelegi? Așa. Te dai jos. Hai, bă. Bă, și mai am încă două remorci de Halifax. Azi fac peste 12 ore. Bată mama, dacă nu. Păi voi vă dați seama că până la 12 ore sunt 4 ore care trebuie să mi le plătească ăștia. 4 ore care overtime, mă. Alea cu 18 intră. Bine, aia în cazul în care nu lucram sâmbătă. Deci acum e sâmbătă. Îmi dă 18 constant, știi? Dar exemplu, dacă lucrai luni și făceai orele ăștia, să dea numai 13-13 constant și îți era greu, mă. Scorurile sunt făcute în așa fel încât trebuie să riști în viață. Eu risc să stau acasă ca să iau un ban în plus atunci când vin de acasă. Știi? Pardon. Băgai toate cablurile. Da, înseamnă să fii putoare ordinară. Replă. Replă, cum îmi place mie să spun. Ești replă? Este replă? Este replă, replă. Bă, catarame, nu vreau să fac. Bag remorca acolo și vă abandonez și am terminat cu voi. O să-mi prim mintea cu voi toată ziua, bă. O să prim mintea cu voi toată ziua să vă mut la remorci pe cei așa să vă re. Mai am și o viața mea de trăit pe pământul ăsta. Înțelegi? Mă, să nu mă trezesc, dar nu mă oprește nimeni, bă. Mă, dacă nu m-am oprit niciodată cu camionul de 5 ani că-i fac acum, luna asta care vine. N-are aer, bă. Camionul nu-i place băzeala asta. Pierde aerul când îi decuplez remorca și când eu stresez.
Foar, bă, nebunule! Ia să vedem, pleacă. Sper că nu-ți activa și ar frâna pe remorcă, nu. Shunting toată viața mi-a plăcut. Shunting este treabă. Treaba bună, intri printre remorci, le borduri, le îngheauri. Le deșgheauri. Le muți, bă. Bă, jobul ăsta, șofer de tir, tot aia. Tot aia este. Însă omul că nu mai pleacă de aceea. Că e prea la distanță de curtea astora. Sam, bă, e bine, bă, când te înveți într-un job așa, e greu să te mai muți. Pleca acasă, omul, bă, că de ce nu veni el să dea așa, să dea probă. Însă că mai stă până la și 15, dacă nu vine să dea probă, pleacă acasă. Și acum pleacă acasă. Știi? Aia se întâmplă, pleca acasă, că nu veni ăsta să dea probă. Aseismen se numește aceea. Te pune să mergi cu camionul pe ce? Prin curte, face cu cuplare, o decuplare. Știi? Cum spun? Știi cum spun? Coxut, coxut, fi tu cel mai mult drăguț. Virezi de volan până faci spumă la genunchi. Până faci bătături în genunchi. Bată mama, parcă ai virat cu genunchi de volan. Bă, să nu cumva să vă băgați pe cișa în raza mea de acțiune, că intră remorca. Intră remorca, intră remorca, dați-mă că intră. Plecă cu metroul, lua banii pe 3 ore, vin și el pe fumă o țigare dimineața. Eu vreau să las lui remorca asta. S-o pună el, știi? Bine, asta nu-i fac nimica. Asta numai ta, o ba până cu alea. O ba până cu alea, o dezgheau repede. O decuplez repede și plec. O decuplez repede și plec, nu mă-i ba piciorul mea asta. Haide că mă vede asta, că mă vede asta și mă pune să fac ceva. Îi dau cu ea în cap. Îți dau cu ea în cap dacă mă pui să tot ce fac. Nu mă desface și voi niște pune ramă. Bata rând în până locul sau bata. Stai măcar să plece, bă. Stai măcar să plece. Mamă, se nervează asta, de creapă inima el acum. Nu vedea că e las de mult așa. Se nervează dacă nu vedea remorca așa. De creapă inima el. Dă repede să o deculeze, să fug. Deci încolo. Mă duc eu pe a mea să-mi văd treaba mea de viața mea. De drumul meu în viață. 2 2 1 0 7 2. Hai, ieși. Bun. Bun. Ai fugit. 2 1 0 7 1 e aici. Am plecat, bă. Fii atent pe cu metru. Deci face și voi, mă dați voi instituitoarele aia jos. Ai. Mă dați și voi jos dacă e. Bă, eu luam, mă, vreo 200 de lei amendă. Pentru o pauză neexecutată. 21072. Care ar fi a mea, mă? Hai. 21072, deci. Las că închis eu cataramele la asta, cu alea așa. Că nici voi nu-mi închideți mie cataramele. La joburile mele, hai. Hai, boys. Asta este problema cu carul ăsta tahograf. Rămâne scris pe el 28 de zile. 28 de zile stau cu morcov în cur, cu tot cu iepure. Când văd poliție, trăsar, trăgnesc. Visez noaptea. Fac spumă la gură, fac alea, fac. Cazul în care știți cam cât amendă iau, scrieți și voi în rubrica comentarii. Vă pup, mă, și vă doresc o zi minunată. Abonați-vă, apăsați clopoțelul. Dați un follow pe pagina de Facebook Adrian Cox. Pe TikTok dacă urmăriți. Pe YouTube vă abonați dacă aveți materialul pe Facebook. Stimă!